Mă bucur dacă e mai greu sau că e frumos. Am întrebat tot ce a zis la camera roșie. Bineînțeles că nu mai despre Daniel. Cum să faci așa? Ce s-a întâmplat? Zi repede, dar dacă nu a venit roșie. După cum coboară, nu e ok. Da, s-a întâmplat. S-a întâmplat. E ok. Nu-mi zic că Andy o dansat cu cineva. Hmm? Andy o dansat? Ce? Andy. Nu, nu. Așa cu Adrian? Ha? Eu am zis pe Bianca, nu-mi zic că dă Andy. Păi face urât după aia, ce ai? Dar parcă am scăpat de ea, da, nu, am scăpat de ea, nu mai. Vreți abonamente? Am venit ieri și am zis gata, nu mai. Uh-huh. Îți rup capul dacă te mai atingi de Andy, ai auzit? Așa ți-a zis? Nu mai e geloasă, mă, să înțelegi. Băi, haide să... Nu, după ce țipă, n-auziți, mă, Roxana. Băi, clarificați frate... ceva, frate, pentru că probabil pare absurd, dar Roxana știe pe Andy de foarte mult timp de pe Instagram. Eu se cunosc pe Instagram da. De mult timp. Oarecum pare ciudat că a intrat în emisiune și în prima zi și cupi și vai amândoi. Dar el nu da, e apărarea știe. Cuiva? Da, așa. E o apărare lui Andy, frate. Vino. E o apărare lui Andy. La luna e sos. Emisiunea, că n-a pus să vorbesc. Ai grijă! Bă, bă, bă! Cu emisiunea, deci. Cu divisiunea. Azi s-au separat, da, n-ai văzut. Aici? Da. Sau acolo? Păi cine? S-au vrut gâtina. Aaa. Ai zis să vrea că avem pedeapsă, dar nu credeam că avem pedeapsă. Nu, a fost fie pedeapsă. Dar ne-am mai zis da, dar azi s-a terminat. Ciocată, dar da. Nu prea... Cum? Ciocată! Sureme la radio, nu mai e cum să comunici cu cineva. Ești obligat să comunici cu cineva care nu ți-a venit. Trebuie? Nu? Păi e corect? Larisa? De ce nu te uiți la mine? De ce nu mă las să mă duc acolo? De ce? De ce? Atâta fericire pe ei! Bine, mă, și dacă ar veni una și îți fură mințile, ce faci? Dar n-are cum să-mi fure mințile așa ușor. Da, furat cum Roxy. Ți-a furat Roxana? Dar nu mi le-a furat Roxana mințile. Nu? Ce prietena e? Se pare că nu le mai am aici mințile? Adică îți place de Roxana. A, mă, dar ușile astea când se deschid, frate? Ce se de eu? Arată bine, e o fată frumoasă. Dar nu știi prea multe, adică să zici mai mult de atâta, decât că e o fată frumoasă. Fată frumoasă mai are de lucrat la comportamentul ei, la... Nu mor, dar nici mine nu ești. La stările ei. Ce stări? Ei, cum nu ți-e bine? Stări, mai are stări din alea, n-ai văzut de copilă. Băi, dar ce se dădea fond în spectacol, ce mișcări de alea la scive. Vreau cum ești, ce-ți dansează, băiat? Dar cu viu nu mai dansează. Cu viu nu prea dansează. Mm-hmm. Mai rezervat un pic. Ați văzut? Băi, ce băi, periculos fan ăsta. Nu, eu m-aș fi certat urât cu el. Peste așa să ajung la el. Ce dacă mai bine băi, singură? Băi, noi glumim. Mare ceartă ce-i fac. Noi glumim, să era cu băiat, îl ia cu viu, mare capac. Hai să-l iat viu într-o serie. Cu Roxana mă cunoșteam dinainte. Da, știu, ne-a spus. De pe niște rețele de socializare. Dar nu ne văzusem. Știu, mi-a spus și asta. Și uite că ne-am văzut aici și a fost impactul prea mare și a fost frumos. Da, foarte frumos. Dar ai văzut că ea s-a rușinat de prima dată când te-a văzut. Că a venit... Nu ai zis că vei aici așa? Cum? Ai zis ei că... Nu, dar n-am mai vorbit de vreun an. Cum da, să zic dacă n-am mai vorbit. Da, a fost... înseamnă că sunt niște semne astea. Niște semne, divinitatea și astrele ne-au adus aici. Așa este. Pentru că ea, când l-a văzut pe el, a reacționat așa. M-a strâns de mână și m-a trăit până în bucătărie. Dar, știi, e foarte bine să-i vezi defectele ca să poți să-i le accepți, că apoi, în rest, dacă îi accepți defectele, iubești totul la ea. Dar dacă nu are, e perfect atunci. Ar fi mai frumos să vă tu și cu Adrian să vă împăcați și să vă înțelegeți. Da, și eu zic despăcarea ce dreaptă, pentru că sunteți un cuplu frumos. Foarte frumos. Și cu bune cu rele trebuie să vă acceptați și să comunicați, să vorbiți amândoi. Dacă nu simțiți, asta nu înseamnă că trebuie să o forțați, dar... E dragul publicului.
Pe oricum publicul nu ne vrea împreună, nu-i ca și cum dragul publicului. Da, nu mă interesează pe de cei de acasă, îți jur. Mă gândesc acum cu sufletul și cu capul. Și cu mintea. Deocamdată nu pot. Atât de tare te-a supărat? Da. Cum? Da. Dacă a venit fata nouă, îmi trebuie să vină și baia nouă. Dar tu ești stresată, adică n-am venit eu. Foarte de chestia asta, băi, unde Dar am zis, întâi vine băiatul nou și după aia fata. Nu cumva știi ceva și noi nu știu. Și vreau să știu. No, pe da, ceva, poate să țină un secret? Dacă venea băia nu? Știam și ce zodie e. Dacă venea băia, știam și zodie. Da? Da. Da, cum? Nu zic. Nu, e așa, nu, nu ne zice, ne zice, ne zice. Și când a venit Matei, vine un băiat frumos. Dar ce zic, e mai frumos ca mine? Nu tu, nu, nu de Matei, de Cristian te-am spus. De Cristian te-am spus. Dar și de Matei mi-ai spus. Așa e și de Cristian și de Matei? Da. De Cristian știam toți, nu numai. Și am spune, vine un băiat frumos. Bunăciune. Da, eu mereu întreb, dai mai frumos ca mine? La mișto, îți dai seama, că și atunci la mișto zice, vine un băiat frumos. Și ea zice, ca și cum, nici la nici nu. Da. Și când vin băieții noi aici, aia frumoși care îi laudă aia, cum vin aici, nimic îi bag în seama. Era cu Matei și când nu-l cunoșteam, n-a fost niciodată. Nu-mi place Matei, n-avea ce păr are în cap acum. El era mai frumos înainte. Păi, dar nu-i plăcut că tu ai vorbit cu Cosmin. Ce am vorbit cu Cosmin? Și după aia l-ai ales pe Bogdan. Dar nu am treabă cu Cosmin. Nu, că nu. Dar v-ar sta bine, am zis și lui, v-ar sta bine împreună. Dar am zis și noi băieții și am vorbit cu el. Poate n-am... Dar din doar fizic, doar fizic am da, spus. Da, ca aspect. Așa, subțirei, adică tinerei. Adică a stat bine unul de mie îmi place cu mușchi așa și mai mare. Bogdan era STP-ul tău. Băi, sincer, Bogdan, da, era... Bine, e că nu prea îmi plăcea așa aici cum era. De ce? Că avea păr? Băi, am pus mâna. Nu, se vede așa că e fila de ăla, știi? Înțepare. Forțată. Răspăr așa. Și mă lega la ușa, am pus una zi... Nu mai fiți geloase pe mine. Dar cine a zis că ești geloasă pe tine? Așa, am auzit. Ai auzit prost. V-ați despărțit, Adrian și Raluca? I-am cerut o pauză. Acum ce s-a mai întâmplat, Raluca? Tu-l cunoști mai bine. Suferă foarte mult, la fel ca și mine. Nu pot să zic pentru bine, e ușor, că și mă țin să nu plâng. Eu iubesc pe cineva, pun persoana mereu pe primul loc. Eu o iubesc. Ștefan! Favorita săptămânii. Câștigătorul din această săptămână. Uitați-vă la mine ce vă spune Larisa. Scandal săptămâna viitoare maxim între ele două. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Foarte bine. Bine. Ce fac ceilalți? Ei știu. Nu știți? Nu. V-ați distrat aici? Da. Fără ei? Da. Și nu o să plătiți pentru asta? Nu. De ce să plătim? Nu, v-am întrebat, ce cu cupluri? Păi, noi, eu v-am spus de 15.000 de ori să se deschidă ușile, dar nu m-a spus la nimeni. Eu am vrut să se deschidă ușile și nu s-au Bun, ia să facem noi conexiunea și cu ceilalți. Bună ziua! Bună ziua! Haideți aici cu toții! Mișca a murit. Da. Acum? Ce era, Luca? Mișca a murit, așa îmi ține pus. Cum? Deci că a murit, așa îmi ține Adrian poza. Ai puțină răbdare? Am, dar nu vreau să-mi spui măcar de ce. Măi, nu, de ce? Pentru jocurile pe care le-ai făcut, plus dansul. Ce ai făcut, Ștefan? De ce te ceartă Viorela? Am făcut și noi niște jocuri aici, dincolo și... O fi văzut niște secvențe. Aia. Ce jocuri? Ne-am jucat, adevăr sau provocare, am dansat puțin. Deci când a fost melodia romantică, eu am stat pe canapea. Da, am văzut asta, stai liniștit. Am văzut aproape tot. Ce trebuia, să stau pe canapea ca mortul? Nu, am zis și ceva. Gelozia este frumoasă. Păi da. Face parte din iubire. Atunci când a venit faza cu dansul,
Deci cum dansa Ștefan, n-a dansat niciodată cu mine așa. Atunci când a fost cu dansul, nu, că eu nu știu să dansez. Lasă-mă, că nu știu să dansez. Învață-mă tu. Am învățat acum. Da, e surpriză. Poate mai câștigăm un trofeu. Da. Este Larisa un profesor bun? Nu, am învățat eu. A luat cursuri de dans între timp. Da. Te-a deranjat? Da, pe mine da. Ce te-a deranjat mai exact? În primul rând, faza cu grădina. De ce v-ați dus în grădină? Hai, Ștefan, te rog. Ia v-ați dus în grădină. Ai fost și tu acolo, Andy? Da. Aoleu. Da, și el și Cosmin am fost toți în grădină. Și să știi că acum... Ne-am jucat pentru că Raluca cu Mădălin vorbeau și am zis ca să nu ne suprapunem să mergem și în grădină, că eu foarte nu prea am stat în grădină. Și ce ați făcut în grădină? Am jucat un joc. Ne-am jucat, adevărat. Dar ce le-ai spus când le-ai spus haideți în grădină? Haideți să mergem acolo în grădină, nu mai știu. Albă ca zăpada haideți și cei trei pitici. Alba ca zăpada și cei trei pitici, al treilea, care era? Cosmin. Cosmin, ai fost și tu acolo. Ce le-ai făcut la Risa? N-am nimic. Doamne, dar ce să le fac eu? Ștefan, da? Zi mai tare să te aud. N-am, e ok, am zis că nu o să mă mai mă duc nicăieri, o să mai dar nu am zis să nu te duci nicăieri, dar erai prea entuziasmat. Era prea fericit că merge în grădină? Hai să mergem în grădină, n-am fost nicio... Adică am mai fost așa. Hai cu toți în grădină. Hai. Haide, Cosmine, vină. Vrei să te băgăm în grădină? Hai să... Haideți, în grădină. Haide, grădină. După hai mine, grădină. În grădină, 1, 2, 1... Nu după tine, mergem cu toți. Toți pitici în grădină, că eu sunt albă ca zăpada. Haideți, veniți. Trage și draperiile, dacă se poate. Trage, trage, că oricum nu e nimeni. Asta am zis și eu. Hai să plăde. Asta am zis și eu. Nu, că ar fi camera. Aici. Așa. Lumina acum se stinge. Ce-ar să se stingă lumina? Stingeți lumina! Arată-mi calea până în una simte chemare. Simte chemare. Simte.